230.000 de dolari. Ce înseamnă să ai și cașcaval și să ai și gusturi la mașini? Bă, băiatule, 850 de cai are asta? Viteza maximă este de 420 de km la oră. S-a terminat joaca. Salutare, dragi uitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog! Astăzi avem o nouă reacție la câteva mașini ce sunt sigur că o să-ți facă pielea de găină. Mai exact, astăzi povestim despre mașinile, despre colecția de mașini a lui Andrew Tate. El s-a remarcat în ultima perioadă cu diferite programe pentru susținerea tinerilor pentru a produce cașcaval, dar la bază este un adevărat sportiv, este un kickboxer și partea interesantă este că multe dintre mașinile pe care le veți vedea astăzi le-am văzut și pe străzile din România. Te invit să lași în comentarii pentru săptămâna viitoare despre cine ți-ai dori să vorbim, iar dacă îți place ideea acestei serii, lovește cu încredere butonul de like pentru a ști că mergem în direcția corectă. Acestea fiind spuse, hai să începem cu prima mașină din colecția lui Andrew Tate, BMW M5 Competition. De departe este una dintre cele mai interesante mașini sedan când vine vorba despre rapiditate. Are un motor de 4,4 litri, turbo, V8, dezvoltă 600 de cai putere și 553 de Nm. Atinge viteza maximă de 305 km la oră și accelerează de la 0 100 în 3,4 secunde. Mașina asta costă undeva la 100.000 de dolari. O mașină foarte interesantă de altfel, mi se pare foarte inspirată alegerea lui, pentru că dacă faci o paralelă, cred că este una dintre cele mai interesante sedanuri pe care le poți achiziționa la momentul actual. Este genul ăla de mașină care îți oferă cam tot ce ți-ai dori. Eleganță, sportivitate, arată bine și dacă vrei să mergi cu ea pe circuit, te face să zâmbești. Nu este neapărat cea mai interesantă mașină pe circuit pentru că este o mașină grea, dar nu are cum să nu-ți facă ziua mai bună. Pe scurt, mi se pare o alegere foarte inspirată pentru simplu fapt că dacă vrei să mergi cu mai mulți prieteni într-o anumită locație, cred că mașina asta se potrivește perfect. A doua mașină despre care povestim în materialul de astăzi este un Mercedes S63 AMG Brabus. Este vorba despre un motor de 5,5 litri, este una dintre cele mai interesante motoare pe care le poți găsi pe un Mercedes, ca o paranteză. V8 dezvoltat de cei de la AMG, dezvoltă 570 de cai putere, de la 0 la 100 în 4 secunde, n-aș fi spus. Interesant. Este echilibru perfect între lux și rapiditate. Cu toate că, din nou, nu este o mașină ce să se descurce extraordinar când vine vorba despre a te da cu ea pe circuit și mai mult decât asta, după cum observ, este și mai lentă decât M5. Dar clar este o mașină interesantă și când vine vorba despre luxul pe care ți-l oferă în interiorul acestei mașini, nu știu cu ce să-l compar, dar merge într-o zonă super mega high class. Și important de știut, este genul ăla de mașină pe care o poți configura să coste oricât. La un moment dat am făcut un clip cu mașini peste 100.000 de euro din București. Ne-am oprit lângă un S și băiatul respectiv ne zicea că... Bro, zi-mi un preț la mașina asta! Cam cât costă? 9? 200? Blană, deci am avut dreptate, 275! Următoarea mașină este vorba despre un Porsche 911 GT3 RS. Are 520 de cai putere, un motor de 4 litri aspirat, este definiția Porsche. Dacă vrei să mergi cu un Porsche, ai nevoie de un 4 litri aspirat și să scrie GT pe el. Dacă e și GT2 sau 3, e... Îmi place foarte tare alegerea lui pentru simplu fapt că este o mașină super mega nișată și experiența pe care ți-o oferă mașina asta... N-ai. Este compensare de la M5 și de la S63 AMG. Dacă am ajuns la Porsche, nu ai cum să nu ai și un Ferrari în colecție. Și în colecția lui Andrew avem un 458 Italia. Este vorba despre un motor de 4,5 litri, V8, 562 de cai putere, 398 de Nm. Ajunge de la 0 la 100 de km în 3,4 secunde. Cu alte cuvinte, nu cred. 0 100 M5 face la fel ca și 458 Italia. Și o viteză maximă de 210 mile. Este o mașină care beneficiază de toată puterea pe puntea spate și costă undeva la 245.000 de dolari. O mașină ce, sincer să fiu, m-a surprins în totalitate când vine vorba despre a te distra cu o mașină pe circuit. Este una dintre cele mai mișto mașini cu care am mers vreodată pe circuit, pentru simplu fapt că este genul ăla de, eu le spun, cutter. Adică are o direcție atât de precisă, încât nu
nu o poți compara cu nimic. Pur și simplu unde îi spui, acolo merge. Deci foarte tare mașina asta. Următoarea mașină este un Ferrari 812 Superfast. Dacă ai un 458, sunt de acord să ai și un Ferrari Daily, pentru că 458 nu prea se potrivește când vine vorba despre utilizarea Daily. În schimb, 812 Superfast este perfectă pentru asta. Are un motor de 6,5 litri V12, cu alte cuvinte, îți face pielea de găină în momentul în care o pornești. Dezvoltă 789 de cai putere și 530 de Nm. Mamă, ce diferență față de 458. Ajunge la 211 mile și accelerează de la 0 la 60 în 3 secunde. Mult mai rapid decât toate de până acum. Egalând accelerația de la un Lamborghini Aventador. Tare asta. Prețul este de 360.000 de dolari. Interesant. Deci, mașina asta este mai rapidă decât 458 în linie dreaptă. Sunt sigur că experiența de a conduce o mașină de genul ăsta pe circuit nu are nicio legătură cu experiența pe care o ai în momentul în care vorbim despre un 458. Pentru că au două targete diferite din punctul meu de vedere, 458 rămânând în zona aia de circuit, de bucurie. În schimb, 812 este mai bucurie pe stradă, cel puțin așa o văd eu. Următoarea mașină este un Aston Martin DBS Superlegera. Este capătul de linie din punctul meu de vedere de la Aston Martin, un 5,2 litri V12. Observ că Andrew apreciază motoarele V12, ca o paranteză. Și mie îmi place foarte tare cum se aude V12. Dezvoltă 715 cai și 663 de Nm. Viteza maximă este de 211 mile și ajunge de la 0 la 100 în 3,5 secunde. Este aceeași performanță ca și M5 Competition. Ciudat. Din punct de vedere a prețului, mașina asta ajunge undeva la 315.000 de dolari. O mașină scumpă, de altfel. Următoarea mașină despre care povestim este naturală să meargă în direcția respectivă. Dacă ai un Ferrari, ai un Aston, trebuie să ai și un Lamborghini. Vorba aia. Andrew are un Huracan Evo Spider. Este vorba despre un motor de 5,2 litri aspirat V10, în așa fel încât să se audă simfonie când o pornești. Dezvoltă 600 de cai putere și ajunge la 100 de kilometri în 3,1 secunde. Bă, interesant, pentru că bate multe mașini din clipul de astăzi. Mașina costă, ca o paranteză, 230.000 de dolari. Mamă, dar câți bani are băgați în mașini? Ce înseamnă să ai și cașcaval și să ai și gusturi la mașini? Bă, pe de altă parte, dacă ești cu adevărat șmecher, în colecție trebuie să ai și un V-Class. N-ai cum. Dacă pleci undeva și vrei să stai ca șeful, V-Class-ul nu are voie să lipsească din colecție. Dacă este și un Maybach, s-a terminat joaca. Vorbim despre un motor de 2 litri în 4 cilindri diesel, 170 de cai, 380 de Nm, accelerează de la 0 la 100 în 7,8 secunde, dar partea interesantă la mașina asta este interiorul. Hai să vă arăt. De asta, mașina asta poate să ajungă la oricâți bani îți dorești tu. Uitați-vă la ea. Pe lângă faptul că poți să o configurezi cum îți dorești tu. Și ca o paranteză, da, sunt de părere că dacă ești tare, în colecție este obligatoriu să ai și un V-Class. Următoarea mașină este un McLaren 765LT. Este vorba despre un motor de 4 litri V8, atinge viteza maximă de 205 mile și dezvoltă 850 de cai putere. Uai, mișto asta, bă băiatule. 850 de cai are asta? Da, sunt de părere că într-o colecție de genul ăsta trebuie să ai și un McLaren, cu toate că, sincer să fiu, mie nu prea îmi place cum arată. Mie mi se pare cam una dintre cele mai urâte mașini când vine vorba despre supercaruri. Mi se pare că este desenat mai puțin conform viziunii mele. Ca o paranteză, eu sunt fan, de exemplu, Aston Martin din punct de vedere al designului. Uitați-vă cum poate să arate un Superlegera. Se pare superb. Următoarea mașină, și cred că este una dintre cele mai tari mașini. De fapt, nu cred. Sunt sigur că este cea mai tare mașină pe care Andrew are. Este vorba despre un Chiron. Este un motor de 8 litri W16 cu o cutie de viteze în 7 trepte. Viteza maximă este de 420 de km la oră și ajunge de la 0 la 100 în 2,4 secunde, frate. Da-te în pui mei. 1479 de cai putere și 1600 de Nm. Dar pentru a avea în colecție așa ceva, trebuie să plătești 3 milioane de dolari. În momentul în care ai o mașină de genul ăsta în colecție, cum mai te simți când te urci în 458 sau într-un M5, vorba ta? Te simți, cred că, în momentul în care te dai din Chiron și te urci într-un Ferrari, un 458, zici că ești într-o trotinetă electrică. Da, mamă, cum poate să arate mașina. Și ultima mașină din materialul de astăzi este vorba despre... Băi, deci n-ai cum. Dacă le ai pe toate astea, trebuie să ai și un Rolls-Royce. Rolls-Royce Wright.
un motor de 6,6 litri, twin turbo V12, 624 de cai putere, 870 de Nm, viteză maximă 250 de km la oră, cost 380.000 de dolari. La mașina asta nu ai voie să zici despre 0-100 și din astea. Nu, mașina asta este strict despre bucuria luxului. Este definiția luxului când vine vorba despre Rolls-Royce și tind să cred că până la momentul actual, colecția asta este una dintre cele mai complete. Deci dacă ești un iubitor de mașini adevărat și ești documentat, așa trebuie să arate o colecție. Efectiv nu-i lipsește nimic. Are un hipercar, adică Bugatti, are din zona de supercaruri Ferrari, Aston, McLaren, Lamborghini și ai din zona de lux Rolls și V-Class. Să-mi bag picioarele dacă m-am gândit vreodată că M5-ul poate să fie la și altele. Dar nu, dacă vrei să mai și păstrezi contactul cu realitatea, ți-ai și un M5 Competition. Foarte tare, mi-a plăcut foarte tare. Acum, stând și analizând, clar este genială colecția lui Andrew. Te invit să lași în comentarii care este mașina ta preferată din colecția lui Andrew. Lovește cu încredere butonul de like să știm că mergem în direcția corectă. Patrick, felicitări pentru ideea clipului, mi-a plăcut foarte tare. Eu am fost Mihai Beldie, în spatele camerei a fost Sev, acasă este Patrick, ne ajută să edităm și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult mașinile, pa, pa!